la colecție de parfumuri, episodul 3. Nu vă mai fac altă introducere, cine n-a văzut până acum să se uite la, în lista mea de clipuri și vede episodul 1 și episodul 2. Cred că o să le las și în descriere aici, ca să vă fie mai ușor, deci mai jos. Și o să trec la treabă, pentru că cei care deja s-au uitat la primele două clipuri, primele două episoade, sunt convinsă că sunt foarte, așa, că curioși și vor să se vadă ce se mai întâmplă. Dacă mi-auziți așa în jurul meu alergătură și pe mine mă vedeți un pic panicată, este pentru că Carla se joacă cu Max și este aici așa un mini balamuc, ca să spun. Bun. Nu știu pe unde rămăsesem așa de trecută, dar pot intui. Vreau să încep așa mai, cu ceva mai strong. Observă parfumul care m-am dat astăzi, să văd dacă îl găsesc. Da. Este Tom Ford Tobacco Vanille, iar eu am aici un decant. Un decant făcut frumos. Adică, na, sunt găsiți și surse oficiale pentru decanturi sau colecționari care se ocupă cu adevărat frumos de decanturile din Tom Ford în special. Este Tobacco Vanille. Mi se parfumă atât de cald și atât de învăluitor. Este considerat unisex. Nu văd nicio problemă în a fi purtat de bărbați, chiar la care acea notă de vanilie. Nu-l văd problematic de purtat nici pentru femei, pentru că nota aceea de tabac nu este, să zic, aspră sau, nu știu, într-un fel în care să nu se potrivească unei tipe, să zicem. Sunt foarte multe păreri legate de Tom Ford Tobacco Vanille. Unii spun că nu e un parfum atât de, alții spun, wow, este o așa. Mie îmi place să-l port. Astăzi, de exemplu, ce faci, Max? A venit Max aici, altă acela, a venit Maxi. Așa. Mie astăzi mi-a plăcut să-l port. Cred că am să mă opresc, că să pot să-l trimit de aici. Max, Max. Dar știți care este soluția? Îi arăt papucul. Stai cu mine. Hai, fugi de aici. Nu, acum nu mai impresionează nici papucul, pentru că știe că de obicei chestia cu papucul e un bobârnac, așa, o mângâială pe vălănițe. Bun. Eu pe ăsta l-am o formă de decant pentru că nu mi-a permis să mi-l cumpăr și full size. Dacă tot suntem la capitolul parfumuri Tom Ford, îmi permit să vă dau un sfat, să evitați sursele dubioase, pentru că Tom Ford este printre brandurile care a strănutat Max, pentru că s-a jucat cu Carla. Probabil a intrat niște puf de la Carla în nas. Parfumurile Tom Ford sunt foarte falsificate. Ce să mai... replicate nu e o problemă. Dacă luați replici de la cineva care le face în mod serios, nu e o problemă. Problema este să luați fake-uri. Și vreau să vă spun că fake-urile de Tom Ford, pentru că ăla care le face vrea să... În general, cine... Hai să nu-l mai agit. Cine vrea Tom Ford, vrea chestii... parfumuri de alea, cum se zice, care trăsnesc, care miros foarte, foarte tare. Și atunci, cei care fac fake-uri, normal, neavând capacitatea calității ingredientelor, folosesc tot felul de tertipuri. Și, din păcate, au fost la un moment dat niște fake-uri pe piață în care se foloseau insecticide, pe românește. Și atunci, nu știa lumea de ce, efectiv, avea probleme de respirație și mai departe. Și mie mi-a adus o prietenă. De fapt, am avut două cunoștințe care mi-au adus niște sticluțe Tom Ford fake, care nimic de zis, așa de departe, de la jumătate de metru, arătau bine. În momentul când le luai de aproape, îți dai seama că ceva este fi și în momentul când le miroseai, se făcea rău. Adică am fost pusă în impostata să-mi spăl toate hainele de pe mine în momentul în care am încercat un fakerist de ăsta, pentru că a fost horror, pur și simplu. Deci nu vă las, pentru că sunt foarte periculoase, pentru că la celelalte parfumuri care se fac fake, care nu sunt atât de tare, e diluția mare, e apă, nu știu ce, dar la astea se bagă multe căcaturi în ele, la astea care sunt fake-uri după Tom Ford. Pentru că trebuie să redea acea opulență a mirosului și acea persistență, că românul care vrea să cumpere fake Tom Ford vrea persistență să... Da, despre persistența parfumurilor Tom Ford nu stau să vă povestesc, sunt probabil printre cele mai persistente parfumuri de pe piață, dar din punctul meu de vedere eu nu evaluez și asta este o recomandare pe care o dau tuturor iubitorilor de parfumuri. Nu evaluați un parfum doar după persistență, pentru că am văzut acum gen, dacă nu e persistent, nu e bun. Nu,
poate să fie un parfum cu reaplicare, da? Vreau să fie o apă de toaletă, o apă de colonie și atunci asta nu înseamnă că dacă nu are persistență, nu este de bună calitate. Aici am un set de miniaturi de la Lanvin. Lanvin, Éclat d'Arpège și Éclat de Fleur. Éclat d'Arpège, cel puțin, na, e un parfum destul de celebru, să văd cum le scot eu de aici. Da, uitați așa arată. Și sunt travel spray-uri sau parfumuri de poșetă, cum le zic eu. Și arată cam așa. Ambele sunt florale, sunt foarte drăguțe, sunt genul de parfumuri care la fel... nu are cum să nu-ți placă. Și oricum Lanvin are cu acel celebru Éclat d'Arpège care de lungă istorie, să zic așa, e cunoscut ca să zic așa, un brand de parfumuri care aduce niște parfumuri foarte feminine, foarte florale, foarte plăcute și n-are ce să nu-ți placă. Și pe asta le recomand și celor care sunt așa, gagișilor care sunt un pic așa mai pot niște parfumuri mai diafane, mai de lady, să spun așa, care se îmbracă cu roz, cu chestii din date. Așa le văd eu, asta este ceea ce percep eu. Da, mă uit să nu fie cumva din parfumurile din ce am... Că încă am rămas la sertarul ăsta, încă n-am... Eu speram să termin în primele două episoade, să termin sertar, dar n-am terminat. E adevărat că în al doilea episod am făcut un pic de rușit, am sărit în dulapul de alături și am intrat pe acolo prin parfumurile dedicate sportului, dacă pot să spun așa. Ei, sărim acum din la Câmpuț, ca să zic așa, și este Yves Saint Laurent Belle d'Opium. Ăsta este primul flanker care cred că a apărut la Opium. Nu-mi dau seama dacă a mai fost la Vapeur d'Opium, dacă a fost înaintea lui Belle d'Opium. Și pe asta, ăsta cred că... Nu, are minim 8 ani parfumul ăsta de când îl am eu. Pentru că l-am de foarte multă vreme. Deci că s-a și închis la culoare. Eu mi l-am luat la un moment dat pe ăsta. Uite, acum am... Știu că mi l-am luat în perioada când nu sufeream opium, simplu. Iar, adică, îmi plăcea, dar nu suportam să mă dau cu el. Și atunci a apărut Belle d'Opium, s-a văzut semeu pe undeva Belle d'Opium. E un opium, să zic așa, un pic fructat și floricizat, dacă pot să zic așa, nu știu cum să zic. Adică nu e ca și Black Opium, că știu că voi, majoritatea care folosiți acum parfumuri și ați intrat în nebunia asta parfumul, cunoașteți pe Black Opium și mai puțin pe vechiul opium. Ăla e și un parfum destul de greu de purtat, hai să zicem, și pe aia dreaptă. Dar Belle d'Opium, să știți că e un flanker la care mie îmi pare rău că a renunțat Yves Saint Laurent. Mi se pare mult mai mișto decât Black Opium, adică păstrează încă din eleganța a ceea ce înseamnă conceptul de Yves Saint Laurent și aici nu stau eu să vă explic, că găsiți singurele pe net, pe unde mai găsiți. Da. Ce am aici? Că intrăm, cred că și prin zona de nișă de acolo. Aici am o miniatură de la Alexandre Auger. Este un brand pe care îl găsiți în special în parfumeriile Boutique, dacă rețin eu bine, și am aici nici nu știu ce an. Am de Silver Ombre, da, arată așa. Să vi-l arăt. El este, ce am eu aici, este format de poșetă, să zic așa. Așa s-au format travel, dar nu știu de ce nu vrea să focalizeze acum. Dar arată și el foarte frumos, adică, na, parfumeria de nișă întotdeauna ține și la ceea ce înseamnă miniatură sau chiar eșantion. Trebuie să mi-aduc aminte că nu prea am mai dat. Deci vreau să vă zic încă de la... ăsta este destul de ambrat și destul de lumnos, nu pot să-l miros acum. Nu sunt într-o perioadă foarte bună, de-aia am tot amânat... ăsta cel al treilea episod, pentru că acum câteva zile am făcut o reacție alergică, pentru că în perioada asta cu izolarea și cu supra-igienizarea, adică folosim mult mai des clor. Eu până acum vă spun sincer, nu puneam niciodată clor în detergentul care spălam pe jos prin casă. Adică, da, la baie puneam, dar în restul casei nu, mi se părea ciudat, adică de ce să pun clor. Am mai pus și clor atunci când am spălat pe jos, mai ales în hall-uri unde intrăm și așa.
Și de atâția detergenți, de atâta asta plus combinat cu alte așa, am avut o reacție alergică foarte neplăcută. Adică orice miros de detergent pe care îl simțeam, aveam senzația așa că și acum nu sunt foarte, să zic, rearanjată. Știu că am deschis la un moment dat geamul și simțeam inclusiv mirosul detergentului care venea de la vecin, că acum toată lumea curăță și venea un miros de detergent de la alt apartament și era... Da, asta este. Suntem într-o perioadă în care exagerăm cu aceste substanțe, dar n-avem ce să facem. Uite, hai să vă arăt un parfum care a expirat. Este de la Victoria's Secret Noir Tease, sticluța, e foarte drăguță. Da? Și ăsta nu neapărat că a expirat, dar s-a gelifiat un pic parfumul aici pe fundul sticlei. Da, arată așa foarte... cum să zic, sticluța arată foarte mișto, dar știu că l-am încercat acum ceva vreme și s-a și stricat un pic mirosul, adică el era oricum, uite, era foarte gurmand, așa, genul de parfum, așa, foarte sexy, dar acum e un pic grețos. Și asta, uite, într-adevăr, un parfum care s-a denaturat în timp, dar îl păstrez pentru plăcerea sticluței și să-l am așa și în colecție. Foarte interesant cum s-a... Parcă e un ulei acum, parcă a rămas așa un ulei, așa să vedeți, sau un gel rămas pe fund. Foarte interesant. Bun. Ce am aici? Aici am un travel spray din Hermes Eau de Merveille. Eau de Merveille este printre, nu știu, mi se pare un parfum atât de reușit în materie de ce înseamnă parfumuri, să zic, proaspete aromatice. Parfum tare, dar reușit. Eu l-am, bine, Hermes, da. Și cred că e din generația veche. Da, l-am și în format full size, dar am avut la un moment dat, cred că, nu știu, ori l-am cumpărat de pe eBay, nu mai știu de unde. A luat și formatul ăsta travel, era început. Apropo, pe eBay, de pe eBay eu am luat multe parfumuri începute. Am cumpărat parfumuri începute de la, mă uitam și la seller. Sunt seller care vând câte, nu știu, au 10, unii chiar sute de parfumuri. Și vezi acolo și multe steluțe, au avut mulți clienți, adică n-ai ce săriți, știu, asta știu că a fost și o sumă de asta, gen, nu știu, vreo 15 euro sau chestie de asta, adică să găsești un travel spray, mai avea cam atât în el, mi s-a părut o treabă foarte bună. Dar numai pe asta, am mai cumpărat așa, aici nu știu ce am. Aici am un Lubin cu, nu știu ce, chelcășoz. Lubin, și Lubin este aici este la fel un decant, apropo că, uite, cu ocazia asta reamintesc celor care sunt așa împătimiți în ale parfumurilor abia la început și ar dori să mai încerce anumite parfumuri, dar nu pot să cumpăr tot timpul sticla full size, că și cele de la Lubin sunt destul de costisitoare și cele de la Tom Ford. Și atunci poți găsi colecționari mari, oameni care au multe parfumuri și fac decanturi. Găsești prin grupuri, pur și simplu căutați pe Facebook, puneți pe acolo parfum, nu știu ce, și pe aia vedeți ce vă sugerează Facebook și o să găsiți. Sunt o fel de grupuri unde se vând așa ceva, se fac schimburi și puteți să vă cumpărați la prețuri foarte mici decanturi de, nu știu, începând de la 5, 10, 30 de mililitri din diverse parfumuri pe care nu vi le permite sau nu are sens să le luați prima dată full size, să nu vă placă și după aceea ce faceți cu ele? Țineți acolo să expire. Ca să zic așa. Bun. Și ăsta e ceva de la Lubin. Dar nu văd eu bine ce scrie pe el. Uite, asta, de exemplu, a fost dintr-un schimb de parfumuri cu cineva. Mi-a trimis un Roberto Cavalli. Nu știu ce este ăsta exact. Roberto Cavalli. Dar sticluța e foarte... Mi se pare foarte mișto. Dar este una dintre acele sticluțe... Are poții așa de colecție, de plăcere, mai are un pic în ea, miroase destul de bine, așa... e foarte gurmand ăsta. Seamănă cu... seamănă un pic cu Laura Biagiotico la Veneția, are ceva din el. Ce vreau să vă zic este că sunt și persoane care colecționează doar sticle. Dacă să vă uitați vreodată pe eBay, o să vezi că sunt care vând sticle goale, dar numai pe eBay, am văzut mai nou acum și pe OLX. Și o să trebuie să ce doamne iartă mă vând ăștia sticle goale? Da, pentru că sunt colecționat așa ceva și
aceste ambalaje sunt o artă, adică e arta, cum îi spune, aceste sticlării, ambalajelor de parfum și sunt oameni care sunt foarte interesați de chestia asta și își țin arhive, își țin colecții ca apoi să compare în timp, să poată să se documenteze. Sunt artiști care fac fotografi, care colecționează sticle goale pur și simplu, ori pentru decor, ori pentru plăcerea lor, așa. Asta e o sticluță care chiar arată foarte bine. Chiar arată foarte bine și e merită așa de păstrat. Bun. Încerc să fiu așa mai rapidă. E, uite și un ieftinache, ca să zic. Este Suddenly Madame Glamour, este... Da. Nu, miroase tare, asta e ideea. Este parfumul făcut de Lidl ca și replică la celebrul Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle, care e un parfum care s-a vândut și se vinde în continuare foarte bine. Și e o replică. Este safe din punct de vedere al sănătății, al toate alea, reglementat, legal, tot ce vreți. Este replică. Am și găsit multe review-uri făcute de și mulți beauty editori din afară. Știu că am citit la un moment dat, cred că pe un site, nu Elle sau Glamour, dar oricum ceva revistă franțuzească online, care avea un review destul de complex așa despre acest parfum și chiar apreciau persoana respective care au scris articolul că a fost surprinzător, adică nimeni nu s-a aștepta ca tocmai la Lidl să găsești o replică la câțiva euro al celebrului Coco Mademoiselle, care nu se vinde de pe la, cred că la 30 de mililitri, vreo 60 de euro, că e un parfum destul de scump. În general, Chanel-ul este scump ca și brand de parfum. Așa, ce mai am aici? Uite tot ceva ieftin, dar care miroase tare, tare bine. Pe salam de la Lorena. Mademoiselle Loren, te salut. Ea este specialista cu Oriflame. Așa, și am Moments Collection Mysterious Oud. Asta a fost foarte interesant. Că ea la un moment dat mi-a zis, băi, zice, l-am comandat și mi se pare totuși că miroase ciudat, zice, na, nu miroase, adică îmi spunea, băi, nu pot să spun neapărat că este un parfum care îmi place. Eu eram foarte curioasă, zic, wow, deci a scos și Oriflame ceva cu ud. Mie mi se pare un ud mai trandafiros, așa, dar este într-adevăr la acel miros de ud, care nu este lemnul ăla de agar atacat de o ciupercă, se transformă și duce spre acest miros, dar nu e ușor tolerabil de oricine, adică sunt persoane care nu suportă parfumurile cu ud. Sunt și parfumuri eu cu ud pe care vreau să zic că le-am încercat și efectiv mi s-a făcut rău, adică nu rău, o senzație de nu vreau să miros, cum sunt anumite parfumuri de la, ziceți, chiar de la Roja Dove sau chiar și de la Kilian. Alea care sunt cu ud, nu, sunt prea mult, adică e prea mult. Udul este într-adevăr genul de aromă pentru consumatorul din Orientul Mijlociu, să zic așa. Ei sunt obișnuiți cu genul ăsta de arome. Noi, europenii, nu prea, n-avem în cultura noastră, în ADN-ul nostru, adică ei sunt obișnuiți de mici copii miros în casă, pe mamele lor, pe asta miros genul ăsta de parfum, pe taților și așa mai departe. Adică pentru un arab nu e ceva ieșit din comun, genul ăsta de miros. Ah, uite aici, sticluța aproape goală. Asta a fost un brand și cred că încă mai este la Douglas în exclusivitate. Tony Garth, parcă îi zice, da. Și ăsta a fost Mint. Un parfum foarte proaspăt care duce un pic spre zona aia, Eau de Kenzo, Acqua di Gio, mai degrabă către Acqua di Gio. Apropo, mă uitam zilele acestea legat de Acqua di Gio. Da, nu, are din Acqua di Gio mai mult. Da. E parcă un fel de un dupe, așa, o replică. Mă uitam zilele acestea că am vrut să-l urmăresc un pic pe Jeremy Fragrance, să înțeleg și eu care este the hype cu el. Și mă uitam că am trășuit Acqua di Gio de la Armani, parfumul pentru bărbați, și a spus că nu este persistent, că îl cumperi și te dai degeaba, că te dai cu el și peste o oră nu se mai simte. Și am rămas așa puțin
pentru că este printre cele mai persistente parfumuri proaspete pentru bărbați. Adică nu știu cum s-a dat el, mai ales că el se și dă mult, adică n-am înțeles care a fost ideea. Mi s-a părut un review foarte nesusținut, pentru că totuși în alte clipuri îl recomandă în top 5 parfumuri pentru bărbați pentru vară sau chestii de astea. Și după aia a spus că nu, e genul parfum care nu merită, că nu e persistent, că te dai cu el și că trebuie să te dai din nou la 2 ore. Nu știu, poate după ce ai intrat în mare, da, dacă ai intrat în mare sau ai făcut surfing sau ce, că am văzut că el acum filmează de la Miami, parcă ceva de pe o plajă, așa, are și casa acolo pe plajă, am zis, ok, dar de ce să spui despre acel parfum că nu este persistent? Pentru că chiar este foarte persistent. E printre parfumurile masculine care chiar se simte și rămâne și așa. Deci ăsta este o replică la Acqua di Gio, să zic, cel feminin. Bun. Vedem ce mai am pe aici. Hey, ia uite ce am aici, un clasic, ca să zic așa, Fifth Avenue, Elizabeth Arden. Ăsta e genul de parfum pe care eu l-aș include pe lista aia. Parfumurile pe care trebuie să le încerci de-a lungul vieții, știi? Alături de Chanel 5, Shalimar, mai știu eu care. Fifth Avenue, de la Elizabeth Arden, este... Apropo, este și printre parfumurile foarte accesibile ca preț și îl găsiți pe foarte mult. Adică îl găsiți începând din parfumeriile clasice până în discounter, Genotino, Elefant, whatever. Sticluța, fie că eu am aici un travel size, fie că este mică, fie că este mare, arată tot la fel. Are o grămadă de flancări și vreau să vă spun că toate sunt reușite din tot ce am mirosit. Eu chiar am fost impresionată. Iar o Fifth Avenue, mi se pare un parfum care surprinde foarte bine mirosul New Yorkului. Până nu am fost acolo, nu m-aș fi gândit la asta. Dar vreau să vă spun că de câte ori miros parfumul ăsta, mi-aduc aminte de New York. Deși nu cred că l-aveam atunci când am fost, nici nu mai țin minte cu ce parfum. Așa, dar mi-aduce foarte bine aminte de mirosul ăla, un pic de aromatic, de fum, de cafea amestecat cu praf, cu oțel, cu ciment, nu știu, o chestie foarte, foarte interesantă. E un parfum foarte, să zic, urban, așa dacă aș putea să zic. Și deși e un parfum vechiuț, adică nu e lansat acum, în ultimii 5-6 ani, are niște ani, se pare foarte actual și sticla e mișto și tot, adică foarte mișto a fost gândit ca concept de parfum, de aromă, de tot. Mi se pare, nu știu, una dintre genul de parfum pe care chiar trebuie să-l încerci. A, și dacă îți place și dacă nu-ți place, dar să-l vezi așa ca punct de dezvoltare, să zic așa, în tot ce înseamnă istoria parfumului. Am aici ce am? Ceva de la Bulgarie. Da, văd, sunt în partea sertarului unde tot am chestii mai mici. De-aia ați văzut că tot am avut travel size-uri și pereri de poșetă. A, ăsta este gel de duș, bath and shower, gel Omnia Bulgari. Da, e un gel de duș. Apropo, dacă tot, să zicem că vă place foarte mult un parfum. Foarte mult vă place un anume parfum. Și sunteți așa, încercați să găsiți și extensia de gamă. Adică gelul de duș, cremă de corp, hair mist, mai un adică parfum de păr, uite și... Mie îmi plac foarte mult cei de la Bulgari pentru că e cam pentru majoritatea parfumurilor au gel de duș, au loțiune de corp, seturi, mai au ei din când în când așa scot ediții de seturi în care poți să ai toată extensia de gama unui parfum, ceea ce e foarte, foarte mișto. Asta l-am păstrat încă în cutie, nu știu de ce, cred că... Da, n-am apucat să-l folosesc. Uite, de la Bulgaria. La Bulgaria mama aici ceva splendid, da? Magnolia sensuel, da. Bulgarii, despre Bulgarii ce pot eu să vă spun este că fiind o marcă de bijuterii, odată că atenția pe care o au la sticle este foarte mare și aici vreau să vă zic că nu e o chestie numai de vai că e de fancy, că arată sticla bine. Contează foarte mult pentru păstrarea calității parfumului și calitatea sticlei, da? Uite ce frumoasă asta, că e opacă, solid, așa, deci altfel se păstrează parfumul într-o asemenea sticluță și asta este o miniatură, gândiți-vă, deci este formatul mic, da?
Bulgarii sunt printre puținii care fac și miniaturile cu pulverizator, că restul cam fac miniaturile fără pulverizator, pe aia trebuie să te chinui, așa să vezi cum te dai. Dar, pe lângă faptul, pe lângă aspectul sticluței și aromele lor, totdeauna sunt foarte prelucrate, foarte... vreau să vă arăt și capacul și capacele lor, totul la detalii este... o să vedeți orice sticluță de Bulgaria în sine este o bijuterie. Aromele sunt foarte... exact ca niște bijuterii, adică foarte prelucrate, foarte și aromele florale, nu sunt simpluți așa, sunt mereu cu ceva, cu ceva care insinuează. Și ce aș mai putea să spun, că uite, Bulgarii chiar scoate niște parfumuri pe care, așa dacă închizi ochii, știi, chiar vezi o bijuterie, parcă ți se desenează așa în fața ochilor, cam, na, ăsta este punctul lor de plecare, ăsta este punctul lor de, de inspirație, e firesc până la urmă, asta e meseria lor, asta e lor. E o sticluță goală dintr-un parfum care mi-a plăcut și îl am și acum pe aici pe undeva, este Nina Ricci Premier Jour. Deci ăsta este, mi se pare că ăsta are și bujor în el. Că seamănă un pic pivoanul al lui Yves Rocher, seamănă cu ăsta. E, ăsta este genul de parfum. Am văzut eu acum că se fac niște clipuri și niște recomandări din partea celor care chiar sunt recenzori de parfumuri, așa, adică care au canal de YouTube sau blog numai despre asta. Parfumuri de stat în casă. Parfumuri care îți dau această stare de bine, de relaxare, de nu știu ce. E, și ăsta este printre acele parfumuri. Premier Jour, prima zi de la Nina Ricci. E genul ăla de parfum așa zen, ca să spun. Foarte mișto, foarte mișto și ăsta. Și apropo, și parfumurile de Nina Ricci, generațiile vechi, în special, plin niște parfumuri așa, L'Air du Temps, Nina. Bine, acum am văzut că au apărut aceste serii, Le Belle de Nina, și sunt simpaticuțe și ele, nu, chiar sunt ok, dar nu știu, parcă s-a pierdut un pic zona aia de eleganță. Acum parfumurile de Nina Ricci sunt mai mult pe ideea asta de jucăușe, de vesele, de așa mai... S-a dus un pic din zona aia, din L'Air du Temps și... Da. Dar fiind. Ei, asta este prima mea sticlă de Hermès Saint Jardin sur le Nil. Prima. E veche asta. Asta chiar e veche. Asta are peste 10 ani. Eu am de peste 10 ani. De-aia vedeți că capacul un pic s-a îngălbenit. Sticla nu mai e un pic pe aici. Probabil de cât am tot mutat-o dintr-un sertar în altul. Este un parfum care mie îmi place foarte mult. Parfum ierbos proaspăt aromatic. Știu că sunt persoane care nu suportă. De câte ori mă dau cu parfumul ăsta, mă întreabă, mamă, de ce e? Așa. Și mie îmi dă o stare de bine, de... Atenție însă că este prea ierbos spre verde, spre sevă, zic așa. Imaginați-vă că luați niște frunze, nu neapărat niște frunze de astea delicate, niște frunze mai cărnoase, așa, frunze de legume, mă gândesc. De-acum mă gândesc la spanac, de exemplu, și rupeți și e mirosul ăla un pic acid, așa. Are ceva din chestia aia, dar dacă îți plac parfumurile din zona asta, o să-l adori. Dacă nu, nu, o să zici, ce porcăria asta. Știu, știu persoane care nu-l suport. Eau de Kenzo. Băi, mie la Eau de Kenzo, vă zic sincer, sufăr foarte mult după sticluța aia veche. Vă mai aduceți aminte? Hai că vă aduceți aminte dacă sunteți din generațiile vechi. Aia care era... un pic oval așa și, nu știu, era mai stil japonez așa, parcă era o poezie, parcă era un haiku așa. Sticla asta mie de acum nu mi inspiră nimic, parcă e o piatră așa. Nu știu de ce am băgat-o în sticla asta. Bineînțeles, aroma este aceeași, este aceeași aromă plăcută și este genul de parfum acvatic, aromatic, ușor floral. Foarte plăcute, senzația aia de skin scent, miros ca un miros de piele curată, de așa. Ideea este că nu mai îmi place sticla. Eu la un moment dat știu că am avut inclusiv un fake, asta era prin facultate, când
nu îmi permiteam numai parfumuri originale și mă mai duceam și spre fake-uri. Și apropo, da, să știți că pe vremuri până și piața de fake-uri era un pic mai cu bun simț și am avut atunci un fake care imita sticla aia originală de Kenzo și vreau să vă zic că și ăla mirosea foarte bine. Am avut multă vreme, la un moment dat l-am aruncat, chiar îmi pare rău că l-am aruncat. Acum am uitat pe net, dar n-am mai văzut pe la colecționar să plasa sticla veche de Eau de Kenzo. Aia era foarte mișto, nu știu, era... Parcă era așa, o prințesă japoneză, o băbușică japoneză, era sticla. Ce am aici în spate? Ăsta chiar nu pot să-l miros acum. Este Montal Oud Knife, dar parfumul este superb. Și ca sticlă, și ca aromă, e un... Da, să știți că e printre... Aha, este printre udurile suportabile. Adică, dar acum nu-l suport acum. Asta este sticluța micuță de 30 litri și ca idee. Dacă începe să vă mănânce, să descoperiți și parfumeria de nișă și arome mai deosebite, așa, vă recomand brandul Montal. Odată și pentru preț, pentru că în parfumeria de nișă ai niște parfumuri tulburător de scumpe și costisitoare, care, da, normal, își merită banii, dar nu pot să duci, că în viața asta mai avem și alte priorități decât parfumuri. Dar ai și Montalul, care este ceva mai accesibil și Montalul are o grămadă de arome, combinații, deja miroase numai. Asta miroase tare, tare. Iar Montal are chiar tot ce vreți voi. Are și arome, are și persistență, că vreți persistență, are și prezență, are de toate, bine și frumos ambalat, adică vă satisface toate dorințele pe care le puteți avea de la un parfum de nișă. Da. Și când vă vorbeam de nișă, uite, tare mi-a plăcut seria asta de la... nu știu dacă se citește Jubox sau Juice Box. Eu am Feather Extreme, care este un parfum cu tuberoză. Bine, așa, asta e tot o miniatură. Parfumurile astea de la Jubox, pe care le găsiți și pe astea tot la butic, tare mult îmi plac. Ele au fost oarecum gândite în raport cu muzica, așa, știu că am fost atunci la lansare, că a fost o lansare la parfumeriile butic. Așa a fost făcută lansarea pe tematică de asta mai muzicală. E cu tuberoze. Tuberoză foarte frumoasă, așa. Pare a fi un parfum soliflor, dar nu este, nu e numai tuberoză, cam nu poți să scoți, să miroase tuberoză așa cu o singură aromă. Da, e... Tot așa intră în categoria parfumurilor de nișă. Nu știu acum să vă spun cât costă, dar vă puteți uita pe butique.ro și găsiți acolo sau mergeți la magazin după ce o să se redeschidă. Încerc să mă mișc mai repejor. Ce mai am aici? Mai am tot așa un spray de poșetă de la... Foarte interesant ăsta... Le Cinema Olfactif. The Virgins, da, ei, nu știu dacă o să am eu cum să vă arăt, ei, Le Cinema Olfactif, adică vine pe ideea de film, ca să vezi ce scrie pe sticlă, te uiți prin sticlă și o derulezi așa, parcă e un film, nu știu, eu să încerc să focalizez, să vă arăt și vouă, vedeți, așa. Deci, efectiv, parcă te uiți la un film de la vechi, așa, pe peliculă de aia și... Cineva învârte. Foarte, foarte interesant. Așa sunt din ce rețin eu acum și sticlele mari. Eu aici tot așa. Ce am este un travel spray. Am obosit. Hai să închei cu ceva foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și cu un parfum la care țin foarte mult. Este Intuition de la Estée Lauder și este în sticluța prima. Adică în... Prima dată așa a fost lansat, acum l-am și pe Intuition, care este într-o sticluță dreptunghiulară, așa, adică paralelepipedică. Ăsta cred că este al doilea pe care l-am. O primul, din păcate, am aruncat sticluța. Ce proastă am fost, asta e. Dar pe ăsta nu-l mai arunc. Și o să mai las așa și un pic de el. Și vedeți cât am consumat. Nu știu, ăsta e un parfum... are, cred că, și Iasomie ăsta. Iasomie, Neroli...
ceva lemn, dar nu pot să-mi dau seama cum ce e. Încă sunt iritată. Dar e, nu știu, e genul de parfum care pur și simplu îți nu știu, mie mi-a rămas pe creier. Adică prima dată cred că l-am mirosit. Să fie vreo 15 ani când l-am mirosit prima dată și pur și simplu de atunci mi-a rămas, am zis, wow, cum poate să miroase acest parfum? Și atunci am avut un sample, nu mai știu cum a ajuns la mine acel sample și nu mai știam cum să mai dozez câte foarte puțin din el și când a rămas gol, îl învelisem în ceva celofan, știi, ca să mai păstreze mirosul. Și cu asta închid episodul 3. Aproape că am terminat sertarul, mai am foarte puțin din el. Mai am foarte puțin, eu mai am aici o sticlă veche. Asta este primul Haute Couture de la Givenchy. Prima sticlă, am păstrat sticla goală, mai rămas niște parfum aici care s-a solidificat, s-a pietrificat. Mamă, ăsta e vechi tare. Ăsta are mai mult de 15 ani. N-a nici să mai închide bine. Bă, da, uite că aici am reușit să o bag. Ăsta e vechi tare. Și încă și acum se mai păstrează aroma aici, așa cum s-a solidificat. Ce însemnau formulele astea vechi, că nu erau atâtea reglementări. Acum anumite reglementările au venit pentru că, uite, vedeți că devenim alergici de atâtea mirosuri, de atâtea arome, pentru că parfumurile nu sunt doar în parfumuri, sunt într-o grămadă de alte produse pe care voi le folosiți. Detergenți, balsam de rufe, soluții de curățare, dezinfectanți și așa mai departe. Și atunci toate asociațiile astea care reglementează producția de parfumuri impun tot felul de reguli și de-aia formulele se schimbă. Și vă înțeleg foarte bine, dacă ați avut un parfum dintr-o formulă cum era acum vreo 6-7 ani sau 10, nu mai zic de 15 ani, și îl cumpărați acum, vi se pare ceva ciudat. Cum am pățit eu cu Samsara, am Samsara sticle vechi și Samsara-ul de acum. Și m-am dus efectiv la, mi-am luat la mine o sticlă de Samsara veche și m-am dus în Marion și a luat Samsara-ul de la raft, ăla testerul din sticluța nouă. Și m-am dat cu Samsara-ul vechi pe mână și cu Samsara-ul nou pe mână și le miroseam și am, bă, de ce nu sunt la fel? Nu sunt la fel. Da, miros la fel, dar ăla vechi avea o căldură și o chestie pe care ăla nu mai avea. Ăla nu mi-a zis, poate e mai aerat, parcă are o notă de... În el, parcă nota de citric e mai puternică decât era în gel plastic. Da, în fine. Închid episodul 3. Până la episodul 4, sper să mai și treacă din reacția asta alergică și voi lăsați-mi aici păreri, comentarii. Hai, că vă aștept!